Intervenția continuă. Știați că atunci când râdem, aerul iese cu viteza de 120 de km pe oră, contribuind la hiperoxigenarea creierului nostru. Acest efect face ca mucoasele plămânilor să fie curățate de fluxul masiv de oxigen. Și ne dorim ca aerul care iese să fie proaspăt, nu-i așa? Pentru aceasta avem nevoie de o dantură sănătoasă și o igienă bucală adecvată. Începând cu secolul al XV-lea, din superstiție, germanii sărutau un măgar pentru a scăpa de durerile de dinți. Cu sute de ani în urmă, oamenii credeau că durerea dentară este provocată de viermi aflați în cavitatea bucală. Smalțul dinților este cea mai tare și mineralizată substanță din corp. Acesta este alcătuit în proporție de 96% din minerale. Cu toate acestea, trebuie îngrijit și curățat corespunzător. Aflăm imediat cum. Cei mai mulți dintre noi sunt conștienți de faptul că igiena dentară deficitară poate duce la apariția cariilor dentare, a bolii gingivale, dar și a respirației urât-mirositoare. Însă, ce pare simplu, uităm sau neglijăm să facem regulat sau omitem să o facem corect. Haideți să aflăm regulile pentru o igienă bucală corectă și completă. Un periaj corect se realizează, bineînțeles, de două ori pe zi, dimineața și seara de preferat, și constă într-o anumită tehnică aplicată corect, tehnică care este foarte ușor de învățat de către orice om, în cabinetul stomatologic. Tehnica poate fi arătată către orice medic care a terminat facultatea de stomatologie. Vă așteptăm pentru a vă învăța cum să vă păriați corect pe dinți. Periuță de dinți, o pastă de dinți, ață dentară, apă de gură. Toate acestea împreună contribuie la o igienizare corectă și completă a cavității bucale. O periuță de dinți, aleasă cum trebuie în funcție de sănătatea gingivală și nu numai. Periuța de dinți este aleasă în colaborare cu medicul stomatolog, la care vă invităm să veniți. Și are mai multe tipuri de durități, de la foarte moale la dură. Așa cum am spus, duritatea este aleasă împreună cu medicul stomatolog. De asemenea, pasta de dinți. Orice pastă de dinți este utilă atât timp cât este folosită în combinație cu o periuță de dinți și este folosită corect. Apa de gură și ața dentară sunt elemente complementare periajului dentar și sunt necesare pentru igienă corectă și completă. Controlul de rutină se face la copii la fiecare 3 luni de zile, deoarece cariile dentare evoluează extrem de rapid pe dinții temporari, iar la fiecare 6 luni de zile la adulți pentru a preîntâmpina depunerile de tartru, de placă bacteriană și a monitoriza eventualele carii, lucrări dentare pe dinții proprii pacientului sau pe implantul dentar. Alimentație corectă și completă acoperă toate cele 7 elemente de bază necesare corpului uman, pe care sunt convins că vi le poate da cu succes un dietetician. Nu eu, pentru că eu sunt un medic stomatolog. În schimb, din punct de vedere al sănătății dentare, vă recomand să mâncați tot ce doriți dumneavoastră, atâta timp cât nu este extrem de dur, atât timp cât nu sparge dinți între dinți, atât timp cât nu sparge semințe între dinți. Este firesc. Chiar dacă sunt niște organe extrem de dure, cele mai dure organe din corpul uman, dinții sunt predispuși fracturării, spargerii, ciobirii. E normal. De aceea e de preferat să nu mâncăm nimic care ar putea să ne spargă dinți. Periatul agresiv al dinților nu este util. Vă înșelați dacă considerați că periind dinții cu foarte multă apăsare, duritate, durată de timp lungă, vă ajută. Nu.
Vă recomand să veniți în cabinetul stomatologic pentru a fi învățați să vă periați corect pe dinți. Gândiți-vă că sunt gingile dumneavoastră, fiți miloși cu ele, că sunt ale dumneavoastră. Un periaj agresiv conduce la sângerări, sângerele gingivale nu sunt optime, evident. O gingie rănită este predispusă apariției infecțiilor, microinfecții, infecții localizate, infecții generalizate, generalizate la nivelul cavității orale, iar acest lucru vă va aduce cu dureri, evident, în cabinetul stomatologic și asta doar pentru că nu v-ați periat corespunzător pe dinți. Pluma de mestecat nu înlocuiește periajul dentar. Dinții albi pot fi niște dinți falși puși în interiorul unei proteze dentare sau albiți de nenumărate ori, structura lor este demineralizată și sunt niște dinți sensibili. Un dinte sensibil la orice tip de stimul exterior nu este un dinte sănătos. Dinții temporari din gura copiilor necesită exact același tip de îngrijire ca dinții adulților. De ce? Pentru că și ei sunt predispuși apariției carilor, gingiile sunt predispuse apariției infecțiilor, de aceea e de preferat să se perieze și ei la rândul lor corect. De asemenea, o educație timpurie legată de o igienă corectă ajută foarte mult copilul, viitorul adult, să aibă o sănătate orală corespunzătoare și ajută și părintele să aibă o liniște interioară pe parcursul nopții și nu numai.